Hei, bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Maria, dacă vă place ceea ce postez, nu uitați să vă abonați, să urmăriți și alte clipuri de pe canal și să fiți astfel la curent și cu viitoarele mele clipuri. Astăzi am pentru voi un clip cu produse terminate, consumate în ultima perioadă, nu neapărat în ultima lună, dar în această perioadă s-au terminat aceste produse și vreau să vă vorbesc puțin despre ele. Înainte să încep, aș vrea să vă spun ce portați pe buze, pentru că e o culoare foarte interesantă și poate sunteți curioase să aflați ce e. Așadar, astăzi port acest ruj de la MAC, din gama Cream Sheen, în nuanța Dare You. Este un roșu cu subton cald, foarte interesant, foarte opac, minunat din punctul meu de vedere. Și să trecem la prezentarea produselor terminate. Și începând cu categoria mea preferată, vă spun că am terminat două parfumuri și un decant. Primul parfum pe care l-am terminat este Hypnose de la Lancôme. A avut 50 de mililitri. Ei bine, parfumul acesta a fost foarte potrivit pentru sezonul rece. Este un parfum dulce, destul de greu, aș putea spune. Pentru mine nu este greu, dar poate pentru unii este mai greu de purtat, pentru că are un iz așa ușor grețos, poate, pentru unele persoane. Miroase a floarea pasiunii, mango, maracuia, chestiile acestea combinate dau un iz așa tropical, dar oriental tropical. E foarte interesant parfumul acesta și vă spun drept că atunci când a apărut pe piață, eu l-am găsit puțin grețos. Abia mai târziu, când am început să port cu nonșalanță parfumuri grele, mi-am dat seama că acesta este chiar unul drăguț și deloc greu de purtat. După cum vedeți, parfumul și-a schimbat culoarea, a devenit maroniu, el inițial venind într-o culoare de albastru. Și asta pentru că parfumurile ce conțin multă vanilie, odată ce trec niște ani peste ele și poate nu sunt ținute în condiții corespunzătoare, ferite de lumină, ajung să-și schimbe culoarea către un maroniu, dar acesta nu și-a schimbat mirosul, ci doar culoarea, dar se poate să-și schimbe și mirosul în cazul în care ele sunt ținute prea mult timp și, așa cum v-am spus, la căldură și la lumină. Dar a fost un parfum foarte bun, o apă de parfum cu un siar și o persistență bună, dar potrivit doar pentru sezonul rece. Dacă porți așa ceva pe timpul verii, s-ar putea să sufoci pe cei din jur. Așadar, grijă mare atunci când purtați parfumuri dulce în miezul verii, pentru că nu dau bine și chiar devin deranjante pentru ceilalți. Cel de-al doilea parfum terminat în această perioadă este acest La Petit Robe Noir de la Guerlain. Este tot o apă de parfum și acesta. A avut și acesta 50 de mililitri, are o sticlă absolut superbă, una din cele mai frumoase sticle pe care eu le-am în colecție sau le-am avut în colecție, dar deja este recumpărat parfumul, drept urmare este printre preferatele mele, l-am purtat foarte mult în această iarnă, atât ziua cât și seara, mai mult ziua l-am purtat. Este un parfum siropos, cu miros de cireșe amare și migdale și, bineînțeles, îmbrăcate în foarte multă vanilie. Deci miroase așa cumva dulce, foarte migdalat, foarte intens, este girly, dar este și matur în același timp. Are calități tehnice excepționale, siar și persistență foarte bune. L-am avut câțiva ani și nu și-a schimbat culoarea, drept urmare ingredientele au fost foarte bine alese, parfumul a avut o calitate foarte, foarte bună. Este un parfum pe care vi-l recomand cu mare drag, așa cum vă recomand fără să clipesc orice de la Casa Guerlain. Da, sunt puțin mai scumpe, dar raportul calitate-preț chiar este unul extraordinar de bun. Și dacă doriți să testați ceva bun și să aveți în colecție ceva bun, vă recomand să încercați Casa Guerlain, să vă cumpărați ceva de la Casa Guerlain. Nu veți regreta, sunt parfumuri domnești, extraordinar de calitative și de frumoase. E adevărat că multe dintre ele pot să vă pară, nu știu, de nepurtat în perioada aceasta. Eu vorbesc de creațiile mai actuale, cele de acum maxim 15 ani, dar ce se găsește înainte sunt parfumuri mai mult pentru cunoscători, sunt parfumuri vintage, care cu greu mai pot fi purtate în perioada noastră, dar care sunt extraordinar de apreciate de către colecționari. În acest recipient cu pulverizator de 10 ml am avut un decant din CK1 de la Calvin Klein, eau de toilette. Ei bine, dragii mei, pentru cine nu știe, parfumurile pot fi decantate și mutate în alte sticluțe mici, de preferat cu pulverizator, pentru a fi consumate de mai multe persoane. Se obișnuiește a se cumpăra o sticlă și apoi se împarte în mai multe decanturi, se face un split, așa cum se spune, pentru ca o persoană să nu plătească de unul singur sticla întreagă. Treaba asta e foarte avantajoasă, mai ales pentru parfumurile de nișă, care sunt destul de scumpe și vă pică greu poate să vă cumpărați o sticlă întreagă. Dar un decant este extraordinar, 10 ml vă ajung suficient timp cât să vă dați seama dacă vă place parfumul, dacă nu vă place, dacă doriți să cumpărați totuși o sticlă sau nu.
Eu când am fost în perioada testărilor de parfumuri, am procedat mult cu astfel de decanturi. Este așa mai prietenos cu bugetul acest sistem și vă recomand cu drag să procedați așa, chiar dacă e vorba de un parfum mainstream sau de nișă. Parfumul în sine este unul foarte clean, miroase cumva a cremă Dove combinată cu ceva ușor mai astringent, este un floral cu note citrice, cu note pudrate, este un parfum extraordinar de frumos de purtat primăvara. Eu l-am folosit ca parfum de noapte bună, cum știți că eu am obiceiul, și atunci când mă pun în pat îmi place să fiu parfumată și aleg de obicei parfumurile cremoase, soft, primăvaratice, care să-mi induc așa o stare de relaxare. Pentru faptul că este o apă de toaletă, să știți că durează destul de mult pe piele, vreo 4-5 ore, ca nimic, are un siaj moderat, dar asta este tot ce caut de la el, și un preț foarte bun în online. Îl găsiți pe diverse site-uri la un preț excepțional de bun, chiar la 200 de ml, la 100 și ceva de lei, deci asta este mai mult decât minunat. Și aici închei clipul cu produsele terminate din ultima perioadă. Sper că v-a plăcut și v-a inspirat. Dacă da, nu uitați să trimiteți clipul și prietenilor voștri, poate v-a inspirat și pe ei. Iar eu, până la următoarea noastră întâlnire, când va fi cu ocazia altui clip, vă las și vă pup. Pa, pa!